Pământul, ultima frontieră, asta credeam înainte să ajung pe Bartai Citadela. Da, suntem în viitor. Acesta este viitorul. Aceasta este doamna viitor. Ashley. Și aceasta este domnul viitor. Ține bostanul capitanului. Apropo de viitor, Caden moare. Pa, Caden. Salut, sunt eu, Paul, și cu mine este el, Edgar. Eu sunt aici pe post de copilot. Astăzi Paul este la conducere și probabil că o să țintească mai bine. Dacă nu, o să-l call-out-uim și o să-l facem vedea, vom vedea ce se întâmplă și cu cine și cum. Dar întâi o să facem asta. O să jucăm un pic de Frogster. Ne jucăm un pic ca să facem ilegalitate cu protecția datelor. Nu citim toate căcaturile. Am găsit chestii, dacă-s quest-urile, căutăm. Așa, data trecută, când ne-am întâlnit cu voi aici, pe Citadelă, am atins artefactul protean și am văzut Event Horizon și acum suntem pe Citadelă să vorbim cu Consiliu, cred. Ce căcat facem? Care e misiunea noastră? Trebuie să mergem la Consiliu. Expose Saren. Apropo, agentul vostru de top este, de fapt, rău, e antagonistul jocului, nu știu dacă știați asta. Asta este obiectivul din logo-ul USR-ului în fiecare dimineață. Expose Dragnea. Hai să facem o memă cu Dragnea. Uite că mie merge Iron Sights. De ce ai scos pistole? De ce ai scos pistolul, Caden? Let's hurry him. Let's hurry him along. Dai, dă-i la prost. Așa. Ce vreau să zic? Nu, și mie mergea. Nu mergea din punctul ăla atunci. Doar în acel cover. Nu știu de ce nu mergea să dau Iron Down Sights. Ce este asta, că Paul, explică-ne. Bun, lor, hai să vedem. Pe rând, ăștia? Bun. Ăștia sunt niște Elcori. It's the best fucking thing. Îs copiați după HK-47 din Knights of the Old Republic și vorbesc cu serious assertion. Your face is very ugly. Și aceștia sunt niște keepers care nu știm exact ce-i cu ei. Pur și simplu apar prin Citadelă. Citadela nu a fost inventată de oameni. Inventată de cine? De Proteans, cred, sau Reapers, nu mai știu exact. Nici măcar fucking Consiliu nu știe ce-i cu ăștia, știe doar că există. Oh my god, iar e rasistă Ashley. Ashley futu-s... Cum dau melee în ea? Cum dai o palmă lui Ashley da, la cum dau melee? Cum dau melee? Nu cred că ai melee. Ai melee, ai. Middle mouse? Nu merge. Na. F? Press F to pay respects? Na, nu merge. Nu, în fine. Na, și ăștia tot apar să manevreze terminalele astea la care doar ei au acces, să aibă grijă de Citadel. Dacă eu mor, apar alții, nu știe nimeni, dar au vestuțele astea adorabile. Da, da. Și în ghiozdănel, atâta. Da. Și ăștia sunt niște, cum se numesc, Vorlon? Nu. În fine. Vorlon e din altceva. Nu pot să trăiască decât în atmosferă toxică, așa că au pe ei costumele astea care le bagă gaz. Se hotbox-uie în continuu. Își fac Dutch oven. Stai că am avut un gând acum și... Nu. No. Ce? Gamer words? Zic gamer words pentru atmosferă toxică? N-a fost gamer word. A fost un gamer thought cu potențial gamer word la orizont. Stau în atmosferă toxică. Zice racial slurs costumul. Voluntar se gazează. Your ambassador is next door in the large office. Hey, Earth Clan! Iată-i. Foarte tribal din partea lui. Don't be so rude, Dan. Măcar spune expozițiunea Volus, mă, Volus. Așa, Vorlon, Volus total. Is there something I can do for you, Earth Clan? Cum vrem să vrei să investigăm chestii sau zicem numai ce ne interesează? Why so cranky? Doar ce ne interesează, da. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. Totuși nu vrei să facem 60 de ore playthrough. Nu, tot lorul, haide, Paul, this is a lore channel now. Citim codexul. Uite, se mișcă gâdița. Da. Foarte mișto animat. Și când te gândești că acest Mass Effect a fost făcut cu același sistem rudimentar de animații prescriptate ca să nu stea să animeze fiecare căcat și tot e mai expresiv decât Andromeda. Oh, da. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Well, sounds shitty. Ciao. Da. Cu ăsta poți să vezi cu Elcorul. Cu Elcorul. Nu pot, dar poți să vezi cu Elcorul ăsta. Ah, da. Te-a ajuns la mine această nevoie de Paul. De fapt, stăm la aceeași cartier. Ăsta ne dă quest-ul. Stă de la vid. Alarm response.
this is all going so wrong. Ah, the Asari Consort, mergem să ne dăm, mergem să ne dăm. Oh, yes. I remember this. Dar cum a ajuns el în poziția aia? De cred că e adevărat acel fan theory. Cred că nu-i fan theory, cred că e, cred că e bune, da. Asari iau forma... Da, iau, da, iau formă de care să fie atras tu ca... Și de fapt îi arată Eldritch și cu tentacule și cu... Aș. Aș și eu. Nici îndoială. A, zici că e așa de bună încât ți-ai compromis poziția ca diplomat? Bine, zi-mi unde e, că mă duc să vorbesc eu cu ea. Eu, un capitan interstellar. Da, eu, un intelectual. Aici am fost. Efectiv, Zap Brannigan. Kif! Set, set sensors to sexy! Yes, Kif! Lila, would you like some champagne? Da, ne-am uitat că îl pronunțăm prost. Ei, hey, uite, un Eldritch Horror Power. Da, o, nu, naș, naș. Commander? You know who I am? Ah, sprâncenele alea. Yes, I da, on all ajută. Dignitaries and notable people. What's your name? Oricum e... Adică să combinăm. My name is Sephiria. Este canon că Asari n-au standarde deloc. Exact. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all citadel politics. Hmm. When you represent trillions of citizens. Vezi un Asari că iese cu părul ciufulit vreodată? Da, bă, chiar n-am văzut. Mă rog, părul. Such as it is. Indicat. Da. Sau măcar să aibă un răspuns ăsta de pericol să iese ridice în aer, să facă... Da. Acolo e Avina, fata tutorial, Cortana, mm-hmm, basically. Dar mergem yeah cu ei aici să vedem care-i treaba. Cred că ei să plecați contactual când fac un joc pentru Xbox. Bage da, să bage pe Cortana. Da. Are you the same guy? Oh, wow, wow, Edgar, wow, fucking hell, ești fucking cancelled. Cum zici așa ceva? Sorry, sunt fucking racist. Oh my god. Deci toți elcuri arată la fel pentru tine. Da. E frumoasă citadela. Foarte narșada din aici am fost. Ei. Nu e Narshada, nu mi se pare că e Narshada neapărat, adică e Coruscant. Doar interioarele îs cumva, da, Coruscant e mai apt. Acolo nu e Udina, în stânga? Ba da, cred că da. Hai să vedem ce da, aici. Nu vrem acolo ca să facem mai întâi de păi consort. Evident, Michel, când cineva zice, urgent, du-te aici, mergi peste tot în afară de acolo. Da, this will trigger the time thingy. Uite, încă un cârcâiec. Cred că trebuie să îi taguiești pe toți la un moment da, dat. Da, dar nu acum. Deci la un moment dat să-i găsești, da, dar nu mai știu când. Și iar am scos, exact iar am scos arma. E ok. Hello, ei, bună, ce faci? De ce știi toată lumea cine îs? Ești celebru. Your arrival created a bigger than average stir among the diplomats and hangers-on around. Ok. There's always something new happening around here. Pe Barta e citadela. Cu ce frecai ai masa? Cu mâna. Cu mâneca. You're nervous around me. Ah, the flux. I too know of the flux. Flux or Cora's dead. Goodbye. Sec. Cool. Un turian, o asară. Așară. Cred că îi cheamă așară. Ah, aha, fraiere, drop and give me 20. I know this guy. Caden. Personajele curent. Da. Caden, oamenii care mor, te rog frumos, nu. Eu. Uite-te la Ashley când focusează pe noi. Da, m-am uitat. S-a întâmplat ceva cu shader-ele. Da, da. Stop smoking, you're gonna die! I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Săracule. Can you at least tell me where I can find her? A dat bani la femei și a rămas pe ăla? Da. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Alright, that was uneventful. Ție ți se pare că tremură imaginea asta? Nu. Da. Dar e posibil să se mai dă erori shader-urile. În fine, încerc eu să țin okay mai smooth. Executor Palin, da, cred că aici e biroul lui Udina, dar nu cred că e aici momentan. Udina e în consiliu.
Da. Și cum și-a tras Udina un secret al Julian? I go where the fuck I want. Nobody sends me anywhere. I just need some information. You humans are always so curious, always sticking your fingers into someone else. Who's the racist now? Da. Toată lumea e fucking cancelled aici. The Citadel is cancelled. Oh, by the way, Palin, arăți la fel ca celălalt Taurian pe care l-am văzut. Boom. I get the feeling. I-am dat call out. No, I just don't trust your courage. Wow, ok, n-am nimic cu voi. Oh, da, mi-aduc aminte dialogul ăsta. Cred că turienii sunt rasiștii jocului, deși cam toți sunt rasiști. Man, era nimic cu ei, doar că unii dintre ei, majoritatea dintre ei, ăia care vin aici la noi, da. Să stea la ei acasă pe pământ. La menuță, forță de lucru. Adică that's an actual argument. Știi care e faza cu oamenii chiar ori primit așa, i-au băgat pe fast track în consiliu. Adică consiliu sunt rasele cele mai puternice, sunt Salarians, Asari și Turienii. Și i-au băgat și pe oameni așa ca diplomatics, pentru că erau cea mai nouă specie. Și alcorii nu sunt acolo. No, sunt adică foarte mulți care nu sunt. Ups. Înțeleg cum jocul ăsta, în universul jocului ăsta, au dreptate rasiștii. Da. Și turienii, v-am zic, au o meritocrație ca și, ca și formă de guvernământ. Am futut jocul și nu mai... L-ai futut? Numai Omnigel. Foarte important ce era pe calculatorul ăla. Nu știu. Pornache, probabil. Da. Primești experiență, tu ești la pornachele oamenilor. Pornache Ashchari. Oho! Da, e arcul de umor ăsta pe care îl fac eu, am observat foarte bine. Hai să vedem dacă Vina are ce să ne zică. Are you real? Are you for real? Aici ne spune că exact e virtual intelligence. Teoretic, nu există inteligență artificială în afară de Geth în universul ăsta, cel puțin nu încă. Geth e singura inteligență artificială și uite ce s-a întâmplat. Și inteligența artificială e cam ilegală. De-aia sunt astea, sunt inteligențele virtuale care par să fie... Asta până la inteligența noastră artificială, care e bună. Exact, da. Okay. Joker e de acord. Da. Bă, real talk. Să mergi la, da, la bar. Vreau să zic, real talk, unde s-a dus navigarea după semne? Deci asta mi se părea cea mai tare chestie în Morrowind, că trebuia să navighezi pe hartă după semne din trafic, în principiu. Încă nimeni nu e atent la ele și după aia afli că jucătorul la test subject nu se uită la semne și el unde nu trebuie. Da. Și zice, ok, menuț, hai, dă un ping. Marker, da. Cum ai loc în chestia asta? Ai loc, mă, e destul de mare, că e fotorile la mare. Dar te lași pe spate? Da, te lași pe spate. Păi e comod, ce are? Plus că, din câte înțeleg eu, limits motion sickness dacă ești întins. Ah, ok, deci, maybe. Has a science behind it. Nu trebuie să mergem acolo, trebuie să mergem la... E prima oară când mă uit la picioarele unui Turian. Turian? Da, uite. E efectiv un gândac. Da. No offense, so, but you look like an insect. Some of my best friends are Turians. No. Ok, bagă la loc, Harma. Mă stresez. O să bage. Bă, că arată mergi cu ea pe stradă. Ca un de ultimul dezaxat în puii mei. Everybody get down! I'm aici cred că urcăm. Da, I'm commandeering this station. Aici, nu, aici is the wards. Hai să mergem. Explorăm tot, nu? Ok, sure. Trebuie să mai fie ceva de aici la aici sunt the wards. The wards is, cred că, nu știu dacă e zonele mai sărace. Nu, the wards is brațele Citadelului. Ah, da, sunt cam zonele sărace. Da, da. Și ăsta, inelul, e the presidium. E, dacă ți-ai zis din episodul trecut sau dacă ați mai jucat Mass Effect eventual, inelul de care stau agățate brațele. E o societate stratificată. Da. Nu, zonele, The Wards sunt zonele rezidențiale, în principiu. Nu, că ambasadorii au casele pe aici, am presidium. Bă, trebuie să fie un buton să bag asta la loc. Q. Man, the ruling class stă aici. Da, da, zic că...
Da. The social criticism is real. Da, da, evident. Oh, cât că e. A, uite, poți să examine him. Da, numai că nu văd că sunt nimica. Nu, că a vina. Taci-mi pula mea. Vina, if I want to disturb. Aici the e the Citadel Tower, nu vrem să mergem încă. Știi ce, bă, Paul, trage-te pe Citadel, fă-ți, fă-ți un ranch aici pe Citadel. Da, exact, cu, nu facem main quest-ul. Nu, de atras keepers și cheamă-i la tine acasă, oricum nu-i bagă nimeni. Exact. Fac un sex party cu keepers. Exact. Vreau doar să spun că îmi place cum arată apa. Da, e frumos și mi se pare că este, face parte din Skybox și nu e fizic sau la un moment punct devine Skybox? Cred că la un moment, cred că văd punctul în care devine Skybox, mm-hmm. Dar aici, da. aici cât încă se mișcă, cred că e totuși mm-hmm. fizic. Deci, bun. Ca și Skybox, as far as Skyboxes go, e foarte complex ăsta. Se îmbină foarte bine. Da. Parallax scrolling-ul ăla care chiar dă impresia că e un obiect fizic 3D în zare. Păi e un obiect fizic, numai că nu e în zare. Da. E undeva în altă parte a hărții. Oricum, ce aici deasupra e literalmente un Skybox. Adică și în joc da. E un Skybox. Aici avem un canon. Mass Relay. Nu știu, nu e un monument la Paul, da. E o statuie. Actually, nu mai știu dacă e chiar, dacă nu, la final, nu e ăla-i plot twist-ul, chiar e un mass relay. Da, eu, dar we don't know that yet. Ah, ok, nu mai ține aminte, chiar nu mai ține aminte dacă așa era sau nu. E o statuie modernă făcută de ancestralii de dinaintea noastră, nu știm ce face. Yotel, my man. What's this? Cămătarul. One of the Earth Clan. A very famous one, yes? You are the one called Shepherd. De ce știe toată lumea cum mă cheamă? Sunt problematici ăștia. Da. Acuze? Nu, e un Big Music. Cum ai zis că? Unde, ce masacru am supraviețuit? Music House. Nu. Tu ai zis. Nu. Nu știu, ceva ce? Pub de la voi din București, în pula mea. Ah, masacru de la Bia Bela Ciao. Cum îi zice, mă? Nu știu, tu trebuie să știi. Mia muzica. Tu ai inventat. Mia muzica, mă. Căcaturi de, de la voi de acolo. A supraviețuit. E un club de oameni de o anumită puteți să nu zici. Condiție socială. Condiție socială, mă, că nu sunt uniți în rasă. I am a financial advisor to many important clients in the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station. Asta era, avea ceva treabă cu The Shadow Broker, nu? Da, care este un extended plot arc care e închis în spatele DLC-urilor muiei ei. Yep, yep. Și e important. Și după aia în Mass Effect 3, Liara devine The Shadow Broker. Ce? Când? When? Timelapse, minuți, sau dacă ai fost sărac, e... nu știi. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business. Adică tehnic nu trebuie să știi neapărat cum. Știi ce? Mi s-a părut tot timpul un pic dubios la Mass Effect. Nu dubios, neapărat ciudat. Că toți au accente americane. Nu s-au chinuit să facă accente false pentru Turian. Și Turians vorbesc ca niște americani. Toți. Da. Niște libertarieni împuțiți. Everything I do falls. Sau care e mai aproape de meritocrație? Ăia sunt turieni. Ăia sunt, da. Completely within the law. Toți au citit această autoare intergalactică, Ayn Rand. De fapt era turiană și a venit pe pământ în exil. Turian Rand. Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. Menuț, e ceva financiar dubios pe care tu nu-l faci? Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Uh-huh. I mean, nu-i tehnic, nu-i ilegal, dar nu-i nici tehnic legal, I'm just saying. Vreau să zic că nu e de joc în care poți să cauți prin containerele pe care le au alții. Oh boy, Paul, te gândești la Witcher. Witcher, Zelda, orice. Dai buzna în casele oamenilor și le furi chestiile. Ah, uite, a doua cea mai mișto chestie din Hanari. Da, I like him. Human. This one is greatly pleased to see. Doar pentru concept în sine. They're fucking. What's your fucking deal? This one's face name is Delaninder. Though many in this place simply refer to it as. Și pentru o chestie care e atât de neimportantă plotului, e un lucru foarte interesant. Chiar nu fac nimic tot jocul. Da. Cred că e unul care e criminal între ei.
They're true to their nature. Stau și plutesc. Hai să vedem your speech. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Are we inquisitive? Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. Racist. It is just our way. Racist. Okay. Nu cumpără nimic momentan, nu? I'd like to see these rare. Eventual niște Omnigel dacă are. Ah, ar fi ok Omnigel. Că l-ai cheltuit pe toți când încercai să spargi informație. Show me your wares. Shotgun, human arm, whatever, sell. Ce avem? Încă nu facem inventory management. Nu, îl facem, vai câte chestii avem. Bine, la un moment dat, la un moment dat o să facem inventory management între episoade. Tot. Când ajungem pe Normandy, facem inventory management. Mă, nu știu, că that's porn for some people, putem să facem un stream. Nu! Some people like that shit. Îl release-uim ca și extra. Așa, întrebai dacă chiar suntem inquisitive ca și specie. În primul rând am atins chestia pe care am găsit-o pe Marte și am ajuns civilizație spacefaring. Și după aceea am atins chestia pe care am găsit-o pe New Eden și acum suntem salvatorii galaxiei. Cred că suntem inquisitive. Destul de. Și kind of works out in our favor, so there you go. Adică și menul, adică dacă Dumnezeu nu vroia, nu ajungeam aici. Da, așa este. Glorie lui. Hui. Where all the menuts at? Da, sunt foarte puțin menuți pe aici. Uite, stau în lumea acolo să uite la acel skybox frumos. Ce ai de la Animation of Salarians. Care, unde? Uite una acolo, care stă așa. Și stă cu mâna sprijinită de... L-am prins! Da. Ce întrebare am... Se vede că jocul ăsta e făcut în 2007, altfel era cu un smartphone în brațe. Da. Vreau să clipui pe piciorul lui. Ai clipui deja. Stai. Technically, I think that's porn. Na. Yeah, that's porn. Vă bucurați ce că vă uitați la acest video. Ce-i faci, Paul? Îi descrie. Ok, gata. Poți să cancel animația, nice. Da, să cancel animația și pe tine însuți în același timp. Oh, shit. Taci, Caden, pula mea. Caden, nu-i pasă nimănui. Aici am fost deja. M-am rătăcit? Did I get turned around? Da, you might have. Caden, până mai ești cu noi pentru că n-am alt om. Nimilă de tine, efectiv nimilă. Cum apare primul boschetar care vrea să se alăture echipei? Oai, ce repede scăpând de el. Cred că Gheară-s e primul, mă știu sigur. Nice. Pe aici... uite, am ajuns. Aici e bordelul? Da. Ne dăm... Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Yes. Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. She, but if you wish to hear your name, da. She'll make every effort to meet with you. What do you do here, Nalina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave... contented. How? Uh-huh. Happy ending? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe okay. the soul, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the okay. skills of our acolytes. Ce e una... Înțeleg cum încearcă să zică că nu-i doar un bordel, dar jocul vrea să cred că e un bordel și să subînțeleg că e un bordel. Bă, dacă ar fi un bordel care chiar ar acomoda toate gusturile, așa ar face și la noi. Ar zice că unele cu pantoful, unele da, cu mâncatul. Na, sounds interesting, nu? Adică încercăm să ne dăm. Da, da. Excellent. I'll add you to our client list. Ok. We should be able to see you in... Da! Ok. Cred că putem să ne întoarcem mai încolo sau o activăm? Stai să vedem. Yeah. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? What is the consort? What does she do? E matriarch, matriarch, nu? Cred că da, cred că e matriarch pensionată. And something different for each.
Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Entertainment, pleasure. Define the line. They were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman. A woman with remarkable oracle ca în documentarul 300. Da, exact. Din aia. Cred că ai epuizat. I think da. I'm done here. Okay. Well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy. Nu pot să renegade my way in. Nu știu, dar mi-a plăcut cum... Nu, asta era faza. Mi-a plăcut că atunci când ți-a zis la revedere, a început să se bâție foarte ghidul și la tine. Da, da, da. Abia așteptăm să vedem pe aici, mai încolo. Nice. Pa, o să-ți fie rușine. This is the male gaze. Nice, though. She'd like to meet with you now. Why? It's circumspect. I don't know. You'll have to ask her yourself. Adică știu că, you know, I'm the shepherd. Bine, ok, mă duc, dar să nu crezi că mă duc oh, pentru doamne, că vreau. Acum mi-am dat seama ce conexiune poți să faci cu numărul de like și faptul că e femeie. God damn it! Ce? A, că e cățaua? Da, whatever! Nu, asta... Sper că se notează. Să mă semi-uncancel. O să ne-mi cancel, trebuie să ne-mi podcastul noi drepte. A, da, am uitat. Era doar vreau să fac referință la primii chestii, da, da, primele da. Chestii din spațiu. Nu puteam să zic well, o cutie de Pepsi. Nu-s extrem de multe femei astronaut. Au fost după... Mai ales în era descoperirii. A, nu, atunci zero. Nu, chiar sunt zero. Este da. Singura femeie laica care a ajuns în spațiu. Ah, ok. Checking up on me. Nu e checking me out. I make it my business to know when important people arrive. Arată cam tânără. Matriarha din 2 arată mai da. De o vârstă venerabilă. Nu știu dacă e matriarch sau nu. Cred că da. Hai să vedem. Get to the point. Yeah. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I want to meet him. Ah, da, l-o friendzonat pe unul. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking. Spreading lies about me. If you tipic Tudian să nu înțeleagă o relație. Boundaries. Yeah, what went wrong? What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. Ai, zi-mi ceva. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. O să ne zică el oricum că e gută spartă. Da. Ne zice cât de curvă și panorama a fost asta. Ultima panorama. Sense of humor. Ce faci? Ce faci? Apropo de boundaries. Mi-a pus mâna la pulă. Nu cred că ți-a pus o brazul la un braz. Nu cred, brațul ăla, nu știu. Trebuie să luăm un mod și... care lasă să deconectăm camera, să vedem ce făcea cu mâna în timp ce zicea că I can make it work. Hai că devenim noi turianul ăla. Pată pofe, mi-a pus mâna la... Mi-a pus mâna. Mergem, ne îmbătăm morți în bar. Da, tehnic la pizdă, Paula, uite că suntem... Da, știu. Dar mie, jucătorul. Ai simțit prin... Da, prin... Aha. Prin joc. Joci la VR-ul ăla nou. Camera face niște chestii ciudate. Tremură, sare, când... Nu, așa e cam... Nu mai jucat mult. Da, ok, nu mai știu, nu știu dacă e de la mine sau... Și mie mi se pare. De aia ți-am zis că mi se pare că merge la un frame rate mult mai mic. Da, e 60, 60 sigur ce se întâmplă aici pe ecran. Sigur e 60. E un 60 foarte janky. Da, dar știu să recunosc 60-ul. Bine. Când mă mișc așa e 60. Poate animațiile au mai puține frame-uri, dar jocul în sine are 60. Am înțeles. Bun. Ce să mergem la Cora's Den. Da, hai să vedem. Deci, unusual readings, astea se investigate systems... General Septimus. Până că ăsta e un time sync aici pe Citadelă. Să facem un gol. Unde ne oprim pe Citadelă? Păi vrem să mergem... Deci stai, am fost în Udina's office. Opa. Da, stai. N-am fost la Udina încă. Nu, am fost în biroul lui, că era turianul ăla. Da. Udina momentan îi în Citadel Tower. Deci trebuie să mergem la tur noi, dar nu facem asta acum. Citadel Tower, da. Emporium, aici am fost.
Aici n-am putut să intrăm. Ba, am, am intrat și am fost. Concerts Chambers. Acolo am venit acum. Citadel Rapid Transit. Trebuie să mergem la Rapid Transit ca să... A, uite, CSEC. CSEC Academy vrem să mergem. Nu, trebuie să mergem în Coraz Den. Nu vrei să mergem să, să mai luăm quest-uri. Ah, ok, hai. Și stai să facem mai, ce ieșiri mai sunt. Atât, așa, așa aici e wards, the wards, unde nu putem să intrăm încă. Ok. Sau poate putem acum. Cred că dacă trebuie să mergem la Den-ul ăla, da, la Coraz Den, ia vezi. Missions, Expose Siren, nu, și... Jesus, cea mai generală misiune. Da. Assignments, sorry, concert, speak with General Seven, in the lower wards, da. Aha, bun, hai da. Să mergem la CSEC, dacă tot suntem aici. Da. Citadel Security. Pe unde ajung la CSEC? În, încolo, încolo, înapoi. E sub noi, e sub noi, aici, uite. Da? Ah, da. Ok. A, da, vezi, navighez după semne. Am uitat de săgeată, am nevoie de ping. Sunt eu. A, nici nu putem intra încă. Deci mergem în wards. Mergem în wards. Poate nici nu putem încă. Poate nu putem până nu facem cutscene-ul cu... Da. Oricum e în drum spre Citadel. Da, exact. Deci dacă nu putem intra în wards, mergem la Citadel și continuăm povestea. Da, și o să ne dogenească consiliul. Deci ai venit așa de încet? Te-ai oprit la curve? De unde știți? Literalmente, da. By the way, nu eu spun asta, eu nu folosesc cuvântul curvă, domnul Consiliu a folosit acest cuvânt. Da. Eu doar am reprodus ce a zis el, da? Da. It's called roleplaying, you know. No? No? Yeah, nope. Yeah. Nope, let's go to the tower then. Hai să vedem ce vrea domnul Consiliu ăla de Udina. Vai cât rost pe Udina. Nu mai știu dacă poți să decizi dacă îl salvezi pe el sau pe altcineva la un moment dat, dar am o bănuială. Că o să aibă soartă lui Caden. Știu că e o decizie cu Consiliu pe la final. Cu Consiliu, da, cu cred că în Mass Effect 1 sau... Cred că chiar în ăsta, dar trebuie să decizi dacă salvezi Consiliu sau nu. Dar Udina cred că supraviețuiești, dar nu sigur. Vine un gândac de aia. Bun, și acum ne uităm la acest, la acest loading screen, care trebuie să fie foarte scurt, având în vedere că am jocul pe SSD. Da, dar cred că e un minim de ciclu de animație pe care probabil, da. Parcurgi. Pe Xbox știu că erau interminabile. Da, dar mai vorbeau, da, mai vorbeau, vorbeau și banter. Făceau mișto, cred că Penny Arcade, că Protheanii tot ce nu putut să facă, ori colonizat galaxia, au făcut tot, dar nu putut să facă un lift care se mișcă mai repede. Sau ce da, că, uite, a, nu, ce-s problemat cu Protheanii? Că poate au fost omorâți de Reapers, poate au fost nu știu ce, poate au murit de plictiseală în one of their slow-ass elevators. Nu, menos, cred că e un minim de animație pe care trebuie să-l parcurgi. E posibil și banter-ul și din astea. Da. Oricum. Și știi, nu, nu aș exclude că atunci când începe un banter să mai bage un ciclu de animație de lift. E posibil, da. Ok, hai să vedem. Foarte important. Oh, no. Uite-l! The boy! Uite, vezi că are warpaint, bă. Mă contrazici atâta. Da. N-are cicatrice pe față, dău. Încă... Cu Garrus n-am făcut romance niciodată, dar am avut, în sufletul meu am avut un bromance cu el tot timpul. Da, same. He's a nice guy. Ok, I was in charge of the CSEC investigation into Saren. Ah, deci chiar îl investigau. Well, that didn't go well. Ce zic? You don't like Saren? Nu, nu, suntem prieteni cu el. Da. E de-al nostru, mă, e... Încă nu? Nu, dar zic că rezonăm cu el. Da. Uite, vocea lui Garrus, de exemplu, mi se pare că deloc nu se potrivește cu fața lui. Mă obișnuit cu ea, nu pot să mă dezvesc acum, nu pot da, să lasă ce-ți vorgea cu Garrus, da. Calibrations. Fucking Garrus, ce faci? Calibrez, jumătate de joc calibrez, dar la un moment dat știi că este o chestie în care dacă nu, dacă îl lași să calibreze, la un moment dat câștigi când e suicide mission-ul din 2. Chiar irelevant cu calibrat chestiile. God. Cred că e eufemism 90% of the time pentru labă. Well, calibre... Nu, nu merge. Calibrez, nu, calibrez. Ce faci, calibrez? Ok, întâi o să explorez dacă e ceva relevant pe aici, scuze. O să încerc să joc mai puțin enervant decât joc eu de obicei. Nu, e ok. Cred că nu e nimic pe aici decât un container. Nu sigur, dar ideea e că dacă este Fog of War sau ceva, trebuie curățat cu, pentru un motiv anume și o să vă zic imediat. Încerc să sprintez. Nostru, hmm?
piticii din capul nostru, nu? Exact, da. Da, da, știu. Știu cum e, Paul. Ai avut? Ai pățit? S-a pățit? Pățesc, continuu. Și aici de-aia nu joc eu online. Am explicat la podcast, cred. Problema. Da, dacă nu pot să mă opresc, să nu explorez din hartă, să nu iau albele n-ai de pe jos. N-ai cum, man, n-ai cum, trebuie, sunt acolo, sunt puse acolo pentru un motiv, lasă-mă în pula mea să mă joc. E frumos, în schimb, aici, uite ce luminițe. Copacii, tot. Da. Și as far as uite. The rear admiral. I can be your rear admiral. As far as prefab level making goes, e destul de adătos. Ah, nimic. Cream că poți să faci ceva cu el, dar cred că ți-l dă pe navă acum sau în doi. Sunt foarte multe personaje recurente, minore. Yeah, I know. It's all good. Și urdină la capul scărilor. Ce-ai făcut, mă? Te-ai plimbat 1000 de ani. Unde ești, bă? Captain Anderson? Nu. Unde, Captain? Nu mă înțelegi, Dina. Aici, să vorbesc cu el. Înțelegi. Trebuia să mă duc. Vreau să explorez tot în caz că era fog of war, ca să vă arăt asta. E foarte frumos, oricum. E un fucking Reaper. Ah, da! Harta Citadel Council Room-ului este un fucking Reaper. Wow! Uh-huh. Bine, e o navă tentacul, nu știm că sunt Reaperi. Da. Anyway, da. Deci, foreshadowing! Oh my god, BioWare, făceai jocuri bune cumva? Da. Un, ce-ai făcut? Te-ai învârtit? Voi, uite, voi cu Hanari, ce căcat ai făcut? Hi, Keith Davis. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihlus in cold blood. Cold blood. The Eden Prime reports of da. Cine ăla care a dat-o pe cutiuță? Traumatized dock worker. Ăla care da, chiar am și zis. Da. Ai tuburi, ies tuburi din tine. Da, mă, nu am înțeles nicio chestia asta. E efectiv hibrid. Ai ochi metalici. Poate le-a făcut veil peste minte. Uite ce body horror-i tot ce se întâmplă acolo. Cine zice ăla e fraiere? Aha. Shift the blame to cover your own failures. Just like Captain Anderson. I'm sorry, fucking Ben Shapiro. Oh, racist. Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Saren is cancelled. Oh, da. Needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the council. You're not even ready to join the Spectres. S-a pus problema? No right to say that. That's not his decision. Cum zice, you're not even... Stai să termine ce am avut de vorbit. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, counselor. Deci, cum zice, you're not even ready to join the Spectres, parcă ultimii distruși Spectrii. Nu poți să vii pe Citadel, nu poți nici măcar să te înscrii în Spectres. Ești Spectre, deci ce cu scârba asta? Două secunde, abia să-mi imaginez acum că toată lumea stă și se uită în gol. Da, toată lumea stă și awkward silence și Saren like cri cri cri. Ce faceți? Mă gândesc ce să zic. Ce vrei să facem? You arrogant bastard! Așa mă și gândeam. Păi suntem duri sau ce? Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? Nu, man, modificările... Uită-te la el, ce are pe față, circuite! I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imagination. Are we all seeing this? Dacă ei nu văd asta. You look at him! Do you have anything else to add, Commander Shepard? Hi, Alex Jones. I won't waste my breath. Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. Și vorbește metalic. This meeting is adjourned. Da, nu știu, le-a dat niște charm, nu știu. Nu fi tristuț, Udina, nu are fi. Are mecanisma la maxim. Udina, plăsă.
Ce-i, mă? It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the council question our motives. I know. Putina, știi că ai părul metalic? Shit is get. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Stai, nu-ți de unde știi ce care-i faza, că nici nu mai ții minte. Au fost împreună. El a fost Spectre cu el. Parcă. Nu, că nu a fost Human Spectres, nu a fost niciunul până acum. Shepard-i primul Human nu, Spectre. Înseamnă că Anderson a fost propus pentru Spectre și s-a dus cu Saren în misiune. What's our next step? Cred că ăsta e la șpil. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that C-Sector? Yes! The boy! That's right. He was asking for more time to finish his report. Pentru Caden, don't tell him. Și ce-mi zis mai la Caden? Oh, what about Garrus? Ai dreptate, Caden! What about Garrus? Hai că ai fost și tu bun la ceva, Caden. Replacing yourself. Again. Dar n-avem loc în navă decât pentru trei. A, numai bine, mergem în wards acum. Ne trimite în baruri. Da. Yes, I will handle this. I'll take care of it. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Ok, cum zici tu, man? Yes, numai bine mergem de acolo. Da. Da. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Numai bine. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. Super. The Shadow Broker? An information dealer. Am fost deja. Buys and sells secrets to the highest level. Cred că să mergem iar la el. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something. Trebuia să ne plimbăm după Paul. Da, trebuia. Am uitat. E ok. Council of the Ambassador, nu mă interesează Shadow Broker, nu mă interesează că știm Barla Vaughn, Spectres, Harkin, no. Nu, ok, what about you? You and Saren have a history. Încă nu mi-ai răspuns totuși la întrebare. About 20 years ago, I was part of a mission in the Skellion Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist right. threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official sounds like CIA, man. Da. Covered it all up. I saw how he operates. No conscience. No hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Acum nu știu, că tehnic ar trebui să zicem so would I, că suntem da, duri, da, da, dar stai să mă gândesc. Nu, pentru că am crescut în Mahalale, nu avem nimic cu... Am văzut deja cum merge cu intervenționismul, allegedly. Da, soul survivors, da, da, al unui da. Masacru. He's a monster. Dar... Da. Ce vreau să zic? Cum a ajuns Saren? Adică, ok, omoară thousands of innocent civilians to end the war. Deci totuși vrea să end the war și acum lucrează cu Reaperii. Bine, a fost îndoctrinat, știam asta. Da, da, îndoctrinarea aia nu merge decât dacă ai a way in, deci poate că l-au vrăjit cu pace. Or some shit like that. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. Vai, Paul, abia aștept jocul al doilea cu Mema. Oh, da. Inamicul Mema. He knows how to cover his tracks. So would I. Ce? Killing innocent. I loop. I know how to. Oh my god. Only if there's no other way. Okay, Saren doesn't even look. What is the per point in continue? Da, hai să formăm paragon points. Scuze. Am avut o discuție cu cu Captain Anderson și acum am super puteri. Mă da. Iubește lumea. Bun. Hai să mergem rapid la Barla Vaughn. Hai da. Și după aia mergem în bar. La bar. La bar. That guy's up to something. Whom? Ha? Ce faci mă la menuț? Ah, uite, questul, gata. Da. De fapt, asta caută poze cu keeper. Ați-ți fetiș? Da, da, da. Don't get coy. I know what I saw. Ce faci, coiți? We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers.
So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Că își face Fab Folder, da, aia. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. Nu știe, poate au o cloacă pe abdomen. Yes. Luăm quest-ul sau nu luăm? O să luăm, dar o să ne oprim când vedem câte unul. Știi care e problema? Chinim. Bine, îl luăm. Că o să rămână în quest log, într-un mod foarte nervant. O să rămână, dar nu trebuie decât să mergem la un keeper, dacă ne credem că n-am mai fost și gata. Așa că Paul va trebui să faci acum să te uiți la fiecare keeper din camera asta și să îi scanezi. Da. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits to you. Da, pentru each scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Laba. Trying to learn whatever I can about the keepers. Yeah. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. And they're moist, tender cloaca. I need to find more about their... Ăla e un ovopozitor în buzunarul tău, s-a te bucur să mă vezi. Bun, hai să hărțuim niște keepers. Crezi că ăsta e scanat? Aparent nu. Loser. Wow, era lângă el. Ultimul leneș, buii mei. Ultimul fucking leneș. Mai era încă unul, parcă. Da. Știu cum e sursă de bani, XP. Mă ușel aici, e așa, e ca un fel de herăstrău în spațiu. Numai că nu urlă nimeni la tine noaptea. Boss, hai un pic încoace. E, uite că l-a urlat la tine. Da. De fapt, stai puțin, că urlă foarte mult la tine, hai încoace. Da, true. Am un quest pentru tine. Boss, boss, vină încoa. Nu vrei să faci, duci, nu vrei să duci pe, nu știu, planetă scrisoarea asta fizică. Mâncați-aș, îți dau XP, mâncați-aș. Îți dau Paragon Points, ești prost? Pentru țigară. Apare nu mai este încă unul. Nu mai e? Ok, good. Să mai fie mulți, am trecut noi pe lângă. Mm-hmm. Acea apă, dou, zici că e jacuzzi. Oh, da. Excelent. Ce particle effects. M-aș băga acolo. Hey, Caden! Caden! Mergem să scăpăm de tine, Caden. Să ducem la fermă, Caden. Nu era o fermă liniștită sus. Cum era? Watch the sun go down? Da, da, da. Look at the rabbits. Look at the rabbits, Caden. Așa, nobody start talking, please. Vreau să meargă repede liftul. Uite, aici e un loop. God damn it! Început, God fucking, nu, ăla era connection-ul dintre chicul, probabil. Sunt curios să văd cum e codul ăsta, cum se îmbine animațiile. Mhm. Că pare destul de natural, adică părea doar un punct în care încetineai și după aia mergea aia. Da, da. Deci se poate cu animații prefabricate și îmbinate, nu? Da, normal că se poate, dar God of War îi all one take jocul, nu are niciun cutaway, tot jocul. Când treci dintr-o dimensiune în alta, treci printr-un vortex, se învârt niște chestii. Deci este Martin Scorsese the game. Exact. Uite, statuia asta foarte ciudată. Got fucking modern art, man. I don't get it. Trebuia să mergem întâi la Bar Lavon, da? Da. Bar Lavon îmi sună un nume de Star Wars, nu știu de ce. Ce mă enervează la Star Wars, cum trebuie să dea nume la absolut fiecare căcat. Toți au câte un nume. Ăla Kit Fisto, cu care vorbește Obi-Wan în Revenge of the Jedi. Bă, nu. Ăla a primit nume în Animated Series, că era personaj mai central. Știi, am mai zis deja. Copilul ăla cu care vorbește Anakin, când merge să-i omoare pe toți copiii, îl cheamă Source Bandim. Is there anything I can do I don't for you today, Commander? I was told to talk to you. I heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. What if I do? But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. He's a big poo-poo head. I need that information now. Threats don't work on me, Commander. This information is worth a small fortune. But this is an unusual situation. Yowz. So I am going to let you have it for free. Okay. What's the catch?
There is no catch. Ah, lol. He's quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Ce mă, Saren e peste Shadow Broker? Nu, dar aparent îi dădea informații la Shadow Broker. Shadow Broker e ceva super mega puternic, nu? Da, da. No matter what you think of Saren, he's not stupid. He knows the Shadow Broker is a valuable ally. Turning on him doesn't make sense. Las că vorbim noi în doi. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. Te rog, Rex. How do I find him? Cum mai țin minte? Uite, mergi la C-Sec? Da. Excelent. Yes. Deci, Caden, deja avem și opțiuni. Fucking Caden. Aici parcă era un keeper. Nu mai știu exact. Fă un quick scan, că de obicei sunt la vedere pe terminalul ăsta. Dacă nu așa în stânga? Yes. Tot timpul, god fucking damn it. Hunting cârcâieci pe navă. Facem un level up din ei? Facem. Cred că da, nu mai știu. Sper că sunt mici level cap-urile. Momentan da, tot, sunt de alea care tot cresc pe măsură ce... Și maxez la 20? E that cred că da. Cred că maxez la 20, mă știu că poți să faci 20. Low. Dacă mergi cu Mako-ul peste tot și vrei să mergi cu Mako-ul, că vrei să te bați cu Thrasher Maws, nu? Da. Aici ce era? Aici... Un menuț. Și aici... A, aici e consoarta. Da, am luat deja questul de aia. Cool, cool. Aici nu cred că era nimica. Nu era niciun keeper, adică. Ne-a atins într-un mod surprinzător de plăcut. Shit. Dar inappropriate. Ce? Am vrut să trec pe acolo. Nu. Ta-na-na. 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 Na-na-na. Duvaki. Duvaki. Ta-ta-ta-da. Ra! Se ține de balustradă. That's nice. Da, așa este. Mamă, ce se zgâlție camera asta. Da, e... Sper că nu vă uitați în VR la video-ul ăsta. Are YouTube opțiunea asta? Are opțiune de VR. Și cred că dacă poți să te uiți la orice video în VR și te uiți la el ca într-o cameră, dacă nu are, dacă nu e înregistrat 360. Unde ești, Rex? Rex PLS. Aici asta. Aici. Da, man, e ok. A, și pe aici și ajungi la Normandy. Ok. Hai, ziceți ceva. Să vă pun în dracu să deschideți un subiect. Așa. Good. This awkward silence. Nu e bine. Damn it! Not too bad. No headaches worth mentioning lately. Maybe I'm getting used to the strain. Kaden. Kaden, nu-i pasă nimănui. Realiza dacă mori. E ok. E natural. Jesus. O să termine durerile de cap. E ok. Efectiv, nu mai e mult de trăit. Bucură-te. Scap de acest coșmar. De a fi cel mai existență. Da. Fucking NPC upgradat la personaj de joc. Bună ziua. Caută scandalul și acolo e Rex. Aici cred că e Doku. Cred că da. Da. Și aici e Rex, yes, my boy, my other boy. Witnesses saw you making threats and fists. That seems to be the problem, officer. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning. L-ador pe Rex. You should warn Fist. I will kill him. Uite câte personalitate are animația. I want you to try. Go on. O mică problemă la designul lui? Ce? Ce nu-ți place? He doesn't have forward facing eyes. Ah. Pentru o specie violentă ca a lui. Mă gândesc că e util. Pa, uite, merg. Se uită în față. Și. Se uită foarte ciudat în față. Enlighten me.
Deci îl vezi pe ăsta din spatele meu, Rex? Da. The most boring person in the universe. He betrayed the Shadow Broker. Yowz. Florian showed up here on the Citadel. Oh. He was on the run. She wanted to trade information for a safe place to hide, so she went to Fist. He promised to arrange a meeting between her and the Shadow Broker. Instead, he contacted the Saren. Fist's not too smart. He's just greedy. Saren paid him a small fortune for the Quarian. He had to. She has evidence connecting him to the Geth. If we get our hands on Kaden, we can prove that Saren's a traitor. The council will have to listen to us. Ah, e The Quarian. Nu știu dacă e Tally. E posibil să... Posibil, da? Înseamnă că îți iei tot party-ul de pe Citadel deja. Nu, încă Tally vine mai încolo puțin, dar o să o iei. Ok. Așa, if you help me kill Fist, she's all yours. Sure, fine. Da. Fucking yeah, încă. Mai multe opțiuni. What about Garrus, that Turian? He wants to take Saren down too. He might come in handy. Ori, să avem, să avem opțiuni ca să locuim pe Kaden. Toată lumea cu Bartai personalitatea, orice mai puțin ăsta. Move out. Ok. Kaden. Ciao. Așa, hai să vedem. Deci Liara, uite doar, Liara, Garrus și Tally, atât ai. Asta e tot partiu. Și pe Liara. Albastru e selectat. Da, albastru e selectat. Pe Liara o iei, vezi, ama nu cred că te lasă, da, nu te lasă. Nu, ia, și încă unul. Nu, colorat e selectat. Ce sunt? Da, ai dreptate. Fucking Kaden. Cum s-a securat el, mă? Așa, n-avem tech deloc, dar o să avem cu Tally. Ne descurcăm fără tech deocamdată. Da, deci pe Liara cred că o luăm pe prima planetă pe care mergem. Da, la The Dick Side. Da, și la The Dick Side. Wow. Oh, Rex. The Boy, wow. Level up. Da. Bagă-i la charge. Hai să vedem. Charm ne trebuie. Vanguard, Assault Training. Asta e pentru weapon damage puțin. Nu știu, tu știi, eu zic să unlock abilities cât se poate. Da, mai dreptate. Asta zic, Adrenaline Burst, nu știu dacă îl vrem neapărat, și Tactical Armor, uite, unlock shotguns. Nu înțeleg de ce trebuie să investești în pistoale ca să unlock-ui shotguns, niciodată n-am înțeles că chestia asta. Că sunt puse pe aceeași... Dar poate vrem asta, deci vrem să mergem aici, throw îți unlock-uie lift și warp îți unlock-uie barrier. Bine, hai să vedem. Hai să unlock-uim shotguns atunci, sau le folosim? O să fie util în close quarter, mai bine decât pistolul. Bine. Atunci bag și în shotguns? Sau bagă la assault training. Bine, până la adrenaline burst. Mhm. Gata. Ok. N-avem nevoie, o să luăm tactical armor după aia. Da. Ashley, mie mi-e ok cu assault rifles. Da. Mai un assault rifle, mai un soldier. Așa. E ok soldier, nu? Nu da, pot. Da. Ok, și Rex, my boy. Rex o să fie assault rifles și shotguns, da. Maybe. Dar... Deci hai să vedem. Krogan Battlemaster. Îi băgăm unul în bără. The hell? Ah, uite că are. El are și biotic abilities. Nice. Chestie. Da, ăsta e the regen. Health regen. Ceea ce e foarte ok. Da. Și assault rifle pentru abilitatea asta. Combat armor până la shield boost. Da. Rex da. E tank în principiu. Așa avem oricum toate levelurile de băgat. Assault rifles până la shotguns? Până înainte de shotgun și restul un Krogan Battlemaster, aș zice. Ok. O să deschidem după aia și pe aia. Bine. La primul level up care o să vină. Așa. Bine. Ah, putem să luăm. E mare. Putem să luăm fitness, da, luăm mai încolo. Vrei să iei fitness-ul? Nu mai pot oricum, nu știu mai pot. Nu, poți dai minus? Nu poți. Nu, minus. Ba, poți, ai dreptate. Ok, da-i, așa, și da. Hai să mai scad unul de la Krogan Battlemaster să bag în fitness, 10% health. Da. Deja sunt diminishing returns mai departe. Bun. Acum, după ce am vorbit cu el și l-am luat cu noi, s-a făcut mai mare. Da. How does that happen? I have that effect on people. Ce mai e pe aici? Quest?
not C-Sec, a space Semite. I overheard you, chiar dacă... What were you trying to explain to the chiar dacă nu, n-am auzit ce vorbeau. My colleague is trying to kill me. Toată lumea începe să vorbească când dai cu bărâna. We were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. What if he just wants you? Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave unde? Me alone. În Cora's Den. He thinks Jesus! Jocul vrea să mergem acolo foarte repede. Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Deși are sens să fie în zona de agrement. Da, down in the world store. Ok, deci pe acolo. His name's Shorben. He's a Salarian. You shouldn't have any trouble. Ăsta e ăla. E ăla care ne-a dat da. That's the guy who asked us to scan. Ok. He moves fast. Deși, you know, he's a Salarian. More reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to. O să scanez în continuare Keepers, by the way. Da. Well, Shorben. Ludovic cool. Shorban. Ioi. Nu mă, nu Victor Shorban. Tot aia. Nu, nu-i tot aia. Ba da, cheamă Orban. Ok, uite un keeper. Ah! A crab boy. The ultimate crab boy. Credeam că e de la cu fail. Nu. Mecanism. Mai strică niște omnigel pe el. Apăs E. Asta e tot ce fac. Ok, sure. Caută lucrurile oamenilor. You freaking intrusive person. Apăs you. E. Tot ce fac e să apăs E. Am un prompt să apăs E și apăs E. Nu mă judeca. Aș fac și cleptomanie. Da, am un prompt. M-am pins ceva să iau aia. De ce? Nu știu. Pentru XP. Ca să-mi bag codexul pentru Civ. Cine știe când ai nevoie de o... Salut, Rex. Salut, Rex. Ce bucur că ești tu aici și nu Caden. Gata, ne-am descătălăsit de the fucking dead weight. Pentru că o să moară de aia dead weight. Yep. Wow, foarte utilă camera asta. Mă bucur că... Ah, e un lift. Aici merge în wards, nu vrem încă. Nu, stai, vreau doar să, da. Na. Mă bucur că sunt interconectate, că nu trebuie să merg înapoi în Presidium. Da. Nu știu dacă mai primesc vreo misiune, dar... Is this Garrus? Nu. A, asta cred că ne dă arme și chestii. Nu, când suntem Spectre ne dă, mi se pare. How do you know who I am? Asta o să întreb pe toată lumea din jocul ăsta. Ok, are sens el să știe. Da. Dacă ai Omnigel, da. Dă și mie ceva. Ok. Pistol, armuri, păi... Nu știu, uite. Eldrin Labs License, ce face asta? O să avem nevoie... O luăm, tot ce e unic luăm, nu? Da. Cât avem? 1500? Astea costă câteva sute, le luăm. Poate trebuie să merg și la Emporium-ul ăla. În rest, nu cred că merită cumpărate chestiile. Nu, le găsești. Cam găsești chestii mai bune, da. Ca la orice RPG. Merită să cumperi dacă joci pe hard sau mai sus. Da. Unde chiar contează gear-ul. Rapid Transit și aici... Bun, mergem la liftul de la Wards. Aici este Docking Bay-ul. Mergem la Docking Bay acum? N-are sens. Nu, mergem când la avem final. Nevoie, da. Deci o să mă duc către Wards și o să încheiem. Da. Pentru că a trecut o oră, aprox. Aprox? Aprox. Ok, să ne plimbăm prin Wards un pic și după aia. Nu, e ok. De acolo? Zic ok, da. Coborâm cu liftul, ne uităm așa. Să fie uniforme, atâta tot. Ia, cine spune ceva? Deși... Rex e binevenit să spună chestii. Rex tot e binevenit să spună chestii, da.
Come on. Are that voice though. Say something, Rex. Come on. I know you want to say something. Nimic? Really, Rex? You do me like this? Why you gotta do me like this? Fucking Caden până acum a spunea 5 opinii. Eu cred că Saren este rău. Mersi, Caden. I-am văzut și eu tuburile. Eu cred că evil arată evil. No, Saren, ok, Caden, ești foarte inteligent. A, uite, suntem în Halo. Nu eram deja? Da, acest coridor lung și gri. Și am ajuns în wards. Scan acum... that shit și după aia break it. Scan yeah. First. Scan, că după aia o să uităm. A boom! Gata. Și aici? Ce e asta? Examen. A boom! Ai dat ceva. Și aici okay. Este Officer Lang, cu care vom vorbi data viitoare. Ah!